Prețul cărnii de porc la poarta fermei urcă spre pragul de 2 euro kilogramul, urmare a problemelor locale cauzate de pesta porcină și în acord cu trendul din Europa, care a produs mai puțin, dar a exportat mai mult. Față de anul trecut, carnea românescă este cu 15% mai scumpă. Semnificativ afectată de pesta porcină, carnea de porc românescă urmează trendul european. Dacă ne uităm la prețurile din aceeași perioadă anului 2018, carnea românescă este cu 15,7 mai scumpă, având un preț mediu de 1,84 euro kilogramul. Anul acesta, cel mai ieftin a fost în februarie, 1 euro kilogramul sau 5,18 lei. Prețul mediu la nivelul statelor membre ale Uniunii a ajuns la 1,82 de euro kilogramul, cu 19% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Majorările se simt de la lună la lună, astfel că raportat la ultimele 4 săptămâni, plusul este de 3,8%. Motivele sunt legate de cantitățile mai mici de carne disponibilă, numărul de tăieri scăzând numai în primul trimestru, 1,3% față de anul anterior. La nivelul Uniunii Europene, ultimele date indică un preț al carcasei de tip S de 1,83 de euro kilogramul, cu 18,8% mai mult decât anul trecut și 3,3% peste luna anterioară.